fost convocați în ședință ordinară prin dispoziția primarului 149 din 12.06.2022. Ședința este statutară, toți consilierii prezenți. Dau cuvântul domnului președinte de ședință Florea să... Deci, supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este? Acum, la punctul 1, avem proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a vizului general pentru proiectul delimitarea și schimbarea destinației din școală în centru comunal, așa, integrat comunei de cerbetului Vacău. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 74 din 15.02.2021 privind aprobarea impozitului și taxelor locale pentru anul 2022, indicator proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință a Consiliului Local pentru lunele iulie, august și septembrie 2022. Punctul 4, diverse. Da, la... Supuneți la vot. Da, supunem la vot. Bună ziua și bine am întâlnit în ședința de Consiliu Local în luna iunie. Domnule consilier, după cum știți, la punctul 1 avem investiția din stânga primăriei, dintre primăriei și Consiliul de Căminul Cultural, care au fost scoase la licitație un an în urmă. Investiția e pe port cu 100.000 de euro. Nu a fost semnat contractul cu portul și am fost nevoie să le dăm sistare în anul trecut, în septembrie, sau la finalul septembrie. Și societatea nu a mai lucrat 7-8 luni de zile. Am mers cu constructorul, cu consultanta, cu doamna Ionela de la achiziție la POR. Într-o zi am fost planificat să luăm instruire acolo, să clarificăm lucrurile. De ce nu? Noi am dat ordin de reîncepere în primăvară, constructorul nu a vrut să mai reînceapă lucrarea pentru că nu putea să le facă cum au crescut prețurile. Ne-au depus o cerere de rezilierea contractului pe care am refuzat-o și am spus să vină la treabă, deci n-am fost de acord cu rezilierea pe care am iabilă. Și prin discuții cu cei de la port care trebuia să finanțeze această lucrare, eu zic, da, dar veniți cu constructorul, cu persoanele abilitate, cu consultant, achiziții publice, ne-ați ales din primărie și să vedem dacă îi lămurim noi că nu știm să aplicăm bine ordonanța 64. Ordonanța 64 e ordonanță, într-adevăr, care acoperă un 35% din creșterea prețurilor, dar constructorii și nu numai în majoritatea constructorilor, că sunt foarte multe lucrări în țară oprite, dar ne rezumăm la discuția noastră, ei spun că au prețuri și de 100% sau 200% și nu sunt încadrat, nu are cum să mai facă. Plus că societatea care a fost participat la licitație, au fost 7-8 societăți, el a sublicitat, deci o câștigată sub 80%. În momentul când am văzut că s-a judecă sub 80%, am vorbit cu consultanta să-i ceară pe clarificări, să-i ceară explicații cum, conform legii 98, legii achiziții publice, cum poate să o ducă la bun sfârșit cu procent de sub 80%. Am primit răspuns la consultantă că a fost scos din legea 98 privind achizițiile publice, paragraful ăsta care prevedea obligativitate din partea constructorului să dea explicații cum lucrează și omul, eu fac așa cu, mă rog, nu mai avem nicio pârghie ilegală să nu îl alegem ca și câștigători pe firma SCA Polonia din Roman, care o apărută. O venit, s-o apucat de treabă, s-au împotmolit.
Acum, dacă noi am fi dat în judecată, deci nu-și fac treaba, ei spuneau, doamne, ne-ați dat asistare din cauza că nu aveam noi semnat contractul cu porc. Și ne-ar fi câștigat. Asta ar fi însemnând 3-4 ani de zile procese și nici școala nu făcea. Când am mers cu ei la Piatra Neamț, la regiunea nord-est, pe port, pe fonduri europene și am discutat cu persoanele abilitate de acolo, cu toți factorii de decizie, s-au ajuns la concluzia că eu, în articol de lege, prin care se stare mai mult de 210 zile a lucrării, duce la rezilierea contractului. Firma a reziliat pe articolul respectiv, ne-a trimis notificare de reziliere, am trimis-o la consultantul, am analizat, n-am primit niciun răspuns că n-ar fi pe lege rezilierea. Deci rezilierea e legală și urmează în ședința de astăzi să aprobăm indicatorii tehnico-economici de viz general, prin care această lucrare mai crește cu 130.000 de lei. Deci Consiliul Local, bugetul local va suporta circa 110.000, că noi am avut de acum 2 ani 100.000 de euro, care era la prețul euro de atunci 4,64 de lei. Deci erau 4.640 lei în bani vechi, 464.000 noi. Prin discuții cu cei la Moros, că sunt prin ordonanța 64 să actualizează și să indexează prin această ordonanță și sumele eligibile. Adică va crește cu vreo 70-80 lei, deci vom lua în loc de 64 la por, sumă nerambursabilă, vom lua 500 și ceva de mii, 540 de mii și diferența până la 850 de mii o să punem din bugetul local. Bani care i-avem prevăzut în bugetul local pe anul în curs, urmează să se desfășoare procedura de licitație în cel mult 2 luni de zile, sperăm să se parcurgă toate etapele cu termen, cu toate astea. Dacă nu o să avem contestații și o să avem un câștigător, adică dacă se vor prezenta firme la licitație, într-un cuvânt, că sunt foarte multe firme analizate și nu se înscriu dacă îi constată că s-au scos în multe comun lucrări și dacă nu sunt actualizate la prețul care se poate să efectueze lucrarea și firma așa și o marjă de 50%, că de la lună la lună cresc prețurile. În lege este prevăzut că dacă în primele 6 luni au voie să mai facă indexări după ordinul din începere, după judecare și dare ordinul din începere. Noi am prevăzut 3 luni, nu 6, că am zis că după 3 luni se poate face, că e la înțelegerea între părți cum e clauza contractuală. Dacă nu le dăm posibilitatea de actualizare și în 3 luni astea cresc prețurile cu 30%, iar nu poate constructorul, indiferent cine se fac. Și atunci, ordonanța 64 îmi prevede foarte bine indexările astea, lunar, în funcție de indice, INSE, sunt niște formule de calcul care gândit el bine, dar nu acoperă chiar lucrările de 4-5 ani în urmă. Vă spun că avem probleme și pe canalizare, care la fel pe PNDL și nu acoperă, ies în pierdere și nu vor să mai lucreze și sunt discuții și acolo. Îi promit că vin și nu mai vin. Deci, bulversarea asta cu creșterea prețurilor la carburant, la toate produsele din construcții și din alte, o duci la acest blocaj, să zicem. Și încercăm pe toate căile să găsim soluții și legale, deci o să avem și bază legală, să putem finaliza lucrările începute și să vedem și cu cele care urmează să mai parcurgem. Dacă sunt întrebări pe tema. Deci va fi dublu. De la 4-600? Nu, că la crește urmă, și eligibil. De la, păi, el deja era 6-800, era până acolo. Deci noi 100 de mii mai punem în plus față de revizii în general. De euro, 4-600. Păi nu, că mai dădeam noi, aveam și noi cuota noastră de cofinanțare. Aducem, dacă pățim la fel cu ceilalți, iar pleacă și... Deci eu ce am putut face, am făcut. Adică am luat marjă de, cum am spus, în loc de 6 luni, perioada de indexare, am dat 3 luni, ca să fie atractiv și din partea constructorilor, să scrie la licitație. Prețurile sunt actualizate la prețurile de astăzi.
nu poate nimeni să prevadă ce pistolul în două. Decât statul prin ordonanțele de guvernul României, prin ordonanțele de guvern care s-au dat, s-au indexat. E adevărat că ordonanța 15 care indexa materialele, dacă s-a aplicat ordonanța 64, cade aia, că e tot pe materiale și pe luni și pe toate astea sunt... Da, noi ne-am bucurat să luăm banii de la Uniunea Europeană și am cam întârziat demararea firma care a fost aleasă. Păi și valoarea asta, acum diferență, au venit un expert și au verificat la ce stadiu este lucrarea. Da, valoarea de vis general e la rest de executat. Ce s-a executat? Nu mai e treabă. Păi bun, eu am făcut un calcul. Cât a fost valoarea? Cât am executat din valoare? Aia s-a plătit, e achitat din consiliul local. Poate să fac unul acum să vină și faci o evaluare și te materializezi că mai dai într-un super prețul. Ei îți face un contract la data de cu prețurile care sunt actuale și poate să-ți treacă. Nu, diferența care nu se mai acoperă, să zicem că mai durează 6-7 luni până face. Să înscrie o firmă X care câștigă, adică din 3-4-7 firme cât o să fie, una va câștiga. Dacă în 3-4 luni cresc prețurile, el își aplică ordonanța 64 de indexare. Asta este singura posibilitate legală care există. Deci, nu, sau dacă nu... Deci, stabilește cu o cifră? Nu se înscriu niciunul, dacă nu se înscrie... Păi, stabilește cu o cifră, eu plec, așa o văzut dată în... Dacă nu se înscrie nimeni, înseamnă că e o problemă și atunci... Văzut, de ce nu se înscriu la licitație? Deci, noi nu avem multe variante. Deci, nu cu... Oricum, la licitație nu prea se înscrie mult, că sunt prețurile care au crescut, salarii toate alea și prin metru de manoperă. Nu, sunt firme care au trimis oameni acasă, sunt multe impedimente în țara asta, dar nu-i vina noastră. Noi respectăm cadrul legal, pentru că să ne asigurăm că suntem pe lege și la procedură. Contractele care te-ai făcut, te-ai văzut foarte bine citite. Și văzut ca să-și poată firma să-și plătească și ei, doamne, numai. Da, dar noi trebuie să respectăm legea, deci nu putem să ieșim din cadrul legal. Eu am discutat cu proiectantul care a actualizat deviza, domnule, nu trebuie supraestimat, nici subestimat. Prețul, oferte, 3-4 oferte, luat la prețul zilei, făcut devizul exact cât ar trebui să îl facă într-o lună, două. Nici nu poate să estimeze el cu 20% mai mult, pentru că nu știm dacă nu mai cresc prețurile. Deci după aia, dar n-ai voie să supraestimezi, că trebuie să fie prețul real de astăzi, prețul de pieții de astăzi. Da. Avem convingerea că se vor înscrie firme și vor fi scos de bun sfârșit în vara asta. Dar asta nu este treaba de noi, dirigentul de șantier care... Am făcut actualizare, act adițional la POR, la contractul desemnat cu POR și le-am dat pentru prelungire. Avem până la anul 2023, în decembrie, deci este prelungire cu... Avem termen de execuție, deci problema e să respectăm procedurile și să înscrie firme la licitație. Mă rog. Din punctul meu de vedere, eu cred că ar trebui să fim de acord cu indexarea, pentru că prețurile crește continuare. Dacă tot amânăm, s-ar putea la anul, să zicem, dacă se amână pe la anul, se poate îndură. Nu este o sumă așa de mare, dacă, cum a zis domnul primar, 130 de indexare. Nu-i mare, nu o să rămână asta, câte 30 la urmă. Da, o lăsăm... Băi, aia se termină terminul ăsta, dacă nu era început, dacă rămâne nici terminat, cred că trebuie urgentată treaba să înceapă, pentru că cresc pe zi ce trece. Noi am găsit înțelegeri la Consiliul Local și anul trecut, când am sistat drumul de la Sori și banii am transferat la canalizare și am lucrat de 5 milioane de lei, care am banii recuperați de la Guvernul României, prin PNDL2. Altfel, rămâneam cu 30%, 40% lucrare efectuat la canalizare și acum eram blocați definitiv. Deci să sperăm cu 10% cât mai acum o scoatem la capăt cumva. Dacă nu făceam mișcările alea să le dăm noi un 50% și să poată lucra. Sper să... Nu. Asta e discuție. Ai vrea cineva să înscrie? Pot să te amuzam. Eu țin să mă abțin să votez
proiectul 1 de hotărâre, pentru că nici acum, chiar dacă ea a mai fost reabilitată acum 10-15 ani, a fost și dumneavoastră de acord, și nici acum ați primit clădirea asta în toate felurile și nu s-a ajuns la niciun numitor comun. Ea a mai fost modernizată acum 10 ani. După 10 ani, iar o să modernizare. Schimbat de geamuri, izolații pe exterior, bar în interior, gresie. Acum 10 ani eu făcut o igienizare generală, eu dat confar pe exterior și o mai cărpit pe deasupra ca să nu plouă, să nu se degradeze tot. Și au mai mers 10 ani cu au avut frizerii sau ce au avut biblioteca acolo și au fost nevoiți să facă o întreținere, dar noi la orice construcție facem o întreținere la 2, 3, 5 ani, pentru că nu putem sta până când se degradează de tot. Deci la școli, avem un fond de întreținere anuală. Deci eu am fost prin întreținere făcut atunci, acum 10-12 ani, când a fost. Că avea funcționa cu frizerii și reabilitate. Nu, reabilitare înseamnă ce facem noi acum. Reabilitare înseamnă reparați capitale. Pe interior, pe structură de rezistență, nu s-au umblat pe nicăieri. Atât de, eu am făcut o întreținere. Practic, nu a fost proiectul atunci, mi-am amintesc, era proiect de reabilitare, e adevărat, dar era de 4.700.000, acum 10 ani, și nu a avut bani și a făcut numai întreținere. Și proiectul a rămas în vestiar. Neefectuat. Proiectul a existat, e adevărat, de reabilitare. El nu s-a făcut, el s-a făcut numai întreținere, că nu a avut bani. Sau, mă rog, nu știu cum sunt făcute și... Nu, dar s-a verificat, că s-a plătit numai ce s-a văruit și, și s-a pus atunci. Și... Da. Mai vedeți cineva? Punem la vot sau? Punem la vot. Cine este pentru? Hai să mai încercăm o dată. Stă aici, poate că e pauză. Ia zi, locul. Îți contrași puțin de neam. Deci o abținere, da? Da. Trecem la punctul 2, da? Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local din 17.15.2021 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. Da. Punctul acesta din ordinea de zi se referă la modificarea prețului la apă. Având în vedere faptul că prețul la energie electrică a crescut atât cât se știe foarte mult și având în vedere faptul că consumul de apă este foarte, foarte mare în această perioadă datorită condițiilor de mediu, la momentul actual nu reușim să susținem acest serviciu din sumele pe care le încasăm cu plata la prețul actual. Și propunerea este de a mări prețul de la 5 lei la 7 lei pe metru cub. Dar în momentul ăsta de ce nu este apă? S-au golit bazinele de apă. Consumăm tot apă din bazin. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, vreau să spun și eu ce vorbim aici. Domnul viceprimar direct. Aveți, că s-a scumpit prețul la energie, înțeleg, dar un fundament, bănuiesc că mergem pe un fundament. Luăm anul 2021. Aș vrea să văd încasările care sunt, restanțele pe toți bani, tot bani sunt aia, și pierderile care sunt. Sigur. Și după sunt de acord cu proiectul. Eu nu contest faptul că există și unele pierderi și există și unele restanțe, pentru că peste tot există astfel de situații, dar nu este atât de mare. Da, o să putem să verificăm și să vă fac o... Nu pot să vă spun în momentul ăsta exact. Dacă sunt pierderi mai mari de 20%, eu zic că nu e funcțional. Problema la Soci acolo este cauzată de faptul că distanța de la pompe până la transformator este foarte mare, se pierde energie electrică și din acest motiv facturile vin mai mari decât la Pâncești, unde consumul este mai mare de apă decât la Soci.
Eu am înțeles foarte bine. O situație pe care noi am încercat să o reglementăm. Dar vreau să văd, în afară de energie, că dați cum știți, vreau să văd fundamentul principal, consum, pierderi și încasări. Putem face o chiar dacă sunt restanțe, alea se vor încasa. În 2, 3 ani, 4 ani, 5 ani, tot banii. Dar vreau să văd atât. Adică considerați că aceste diferențe mari vin din datorită faptului din că sunt pierderi și, și da. Restanțe? Nu restanțe, restanțe din tot bani. Sunt de acord că sunt și pierderi, dar nu sunt atât de mari încât să ne lase fără... Păi da, dar nu știți cât sunt pierderile. Când veniți și îmi prezentați că sunt 30% pierderi sau 40% pierderi sau 10% unde 10% ar fi indicat, 10% pierderi, funcționează orice, orice societate, orice... Cam sunt așa pierderi. Consider că sunt. Spus, eu zic să verificați și da, sunt mult mai. O să vă sunt mult mai. Prezentare. Acum de... sunt conștientă de faptul că nicio scumpire nu vine cu bucurie. Nu de asta, dar nici favorizăm tot omul care își face treburile, alte treburi. Adică furturile favorizăm mai mult decât. Prima dată veniți cu un bilanț de anul 2021, acum puteți să spuneți la voi. Eu nu sunt de acord. Când veniți cu un bilanț pe 2021, am încasări și restanții care le puneți împreună. Și am 10% pierdere sau 15%. Acum sunt putem de acord. Dumneavoastră faceți ce vreți și domnii consilieri la fel. Dar eu zic așa ar fi normal. Înainte de o scumpire trebuie să avem un fundament. Chiar dacă prețul la energie s-a mărit, dar vrem să vedem și... Asta este așa ca o... Adică, într-adevăr, eu sunt de acord cu dumneavoastră că doriți să știți. Nu numai dumneavoastră, probabil toată lumea. Care sunt pierderile, care sunt... Sigur, dar nu... Din acest motiv, nu asta este motivul principal, pentru care noi nu avem bani să plătim apa. Nu deci din noi pierderi, acum, nu din dacă îmi permite, să suntem în luna iunie și am plătit curentul până pe 19 iunie și de pe 19 mai 19 iunie, cam așa. Și banii s-au încasat? Și am plătit la 35.000 de lei la apa, acum, la curentul electric, numai la curent ne referim. Și n-am avut nici 10% de la presă, am avut la gunoi în plus, care am putut să compensăm. Deci dacă nu găsim o soluție și o înțelegere să putem funcționa, de luna viitoare o să sistemez. Eu sunt de acord. Da, e adevărat ce ați cerut dumneavoastră. Da, nu sunt de acord, nu vă contrazic. Eu vă spun că nu sunt bani, vă dați conturile, ca să vedeți. De asta nu sunt bani, conturile funcționează pentru altcineva, pentru ăla care nu plătește. Da, și cel care nu plătește consumă la discreție, că îi convine să consumi. Cel care plătește consumă la discreție. Atât de mari încât să... Păi sunt mai plăcut încă o economie, tot pentru apă, cu iluminatul stradal. Da. Păi, da, nu acoperă cu toate, nu acoperă nimic. Haideți să dăm drumul la lumină normală. Face ceva să fie bine. Nici curent nu avem suficient la inflatul stradal, nici apă nu avem. Mărim prețurile, oamenii sar încă. Să înșelești? Și-i mult, din 5 să duci la 7. Au fost altele cu 4 lei. Nu e mult deloc, ca să vă explic ce mai mult. A fost kilovatul 60 de bani sau 68 de bani timp de 10 ani. Și noi încasam 4 lei la apă. Și acum kilovatul 30 de leu. Îi spun un leu, dar noi avem penaltățele care ne duce la un leu 40 sau 50 penaltățele care sunt în afara kilovatului. Și n-ai cum să susții. Nu e mult. Și o apă minerală de jumătate. Nu, ideea e că se fură, cum spune domnul consilier Zanu. Dacă se fură, dar trebuie depistați. Dacă sunt și pierderi, dar sunt și pierderi. Eu am zis pierderi, ca să nu-i numesc. Pierderi nu sunt așa de mari, că ar trebui să ne vedem unde sunt avarii. Unde sunt avarii, echipa de intervenție o acționa foarte repede. Deci nu a stat avaria 7 săptămâni. Am zis 10%, admitem. Nu zic. Mai strași. Dar să vedem un bilanț pe 2021. E simplu de făcut. Au mers pompele atât, au scos atâția metri cubi, calculați foarte simplu. Bine, și asta în populația, asta în populația fără apă la 40 de grade acum afară și dar, o să facă doamna da. Faceți toată explicația asta. La primărie aveți. Trebuie să aibă toată lumea, numai noi.
Că nu e suficient. Noi avem 1200 de acum astea, nu ne permitem la 40 de grade. Adică este în sensul că nu e oprită nicăieri. Doar în zonele mai înalte poate nu mai ajunge, că e scăzut nivelul și... Dar să nu ajungem în situația să-l oprim de doar. Haideți să ascultăm, domnul. Sunt două variante. Una, să lăsăm prețul la 5 lei și să lăsăm 90% de populație pe apă. Zicem 10%, poate mă afântând și se descurcă. Și a doua variantă este să, într-adevăr, din cauza scumpirilor, să-l aducem la 7 lei, care la unii o să ne se pară un preț mare. Dar o să ne gândim, dacă nu avem apă și cărăm apa, și zice, eu n-am fătână sau așa, de la kilometri, o să nu se mai pară scump, la 7 lei. Domnul consilier, aveți dreptate, domnul consilier, aveți dreptate. Trebuie să existe un control mai riguros în cazul pierderilor de apă. Ce există? Dar până când se va pune, să zicem, în funcție controlul ăsta, nu putem lăsa populația fără. Corect. Și prețurile la apă, nu știu, vedeți că plateză, nu numai la noi. Cam în toate plățele s-au urmărit prețul la apă. Și noi avem norocul că avem apă, dar sunt comuni care nu mai au, chiar dacă ar mări prețul, până au dus o mai scoată. Păi scăzut, nu s-a făcut. Părerea mea, da. Nu mai spus și altă dată. Eu aș vedea pot să dau la cineva 7 lei să-mi scoată un metru cub de... Nu 7, 10 lei să-mi scoată un metru cub de apă. Dumneavoastră aveți pensie. Aveți cu ce, da. Pensie, adică o pensie modestă, ca să spunem așa. Da, e adevărat. Sunt oameni care nu au nici... Păi nu zic că aia 7 lei. Dacă el are 1000 de lei pensie, consumă 10.000, sunt 70 de lei. Nu contează prețul, nu m-ați înțeles. O lună sau într-o săptămână cât scoate doamna viceprimar exact ceea ce i-am spus eu, fundamentul, cred că nu rămâne. Cum am stat 2 săptămâni fără apă... Asta nu înseamnă că nu mergi... Nu, asta dumneavoastră o să prezentați raportul ăsta de activitate cu apă, dar proiectul merge în aici. Domnul, doamne, să abțineți la... Asta, dacă vă abțineți toți și nu vreți să crește prețul, eu spun public acum sau toată lumea, consiliul local, o frânată sau cum se zice, o blocată furnizarea apei, practic e blocată partea. Nu e blocată. Păi cum? Dar veniți două săptămâni dumneavoastră. Vă să bani. Deci eu am să o votați ce vreți, da. Eu mă abțin la proiectul. Abțineți-vă. Nu spun să ca și la 1, ca și la 3. Abțineți la toate. Veniți la diverse cu propuneri, veniți și cu alte surse de cu alte idei, doar cum vă cum văd eu lucrurile, deci eu îndrăgesc ideea opoziției, dar argumentată. Așa să căutăm cu unul pe argumentat-o simplu. Vreau un debit, să facem săptămâna viitoare o ședință și să aprobă proiectul. Mai plătem încă o ședință de 100 în cât am venit cu ea. Nu, vin gratis. Într-o săptămână să-mi prezentați... Dar obținerea între aprobare și... Și respingere. Da. Acum... Spune la voți. Eu cred că ar trebui aprobat. Așa crezi eu. Dacă nu o să oprească apă și spunem la populație cu Consiliul Local nu trebuie să crească în 2 lei. În aprobarea Consiliului nu putem crește. Cine este de acord cu așa ceva? 2. 3. 5. 6. Cât sunt? Mai ridicați-o, dacă să știți la... Deci, ăștia 3, Gheorghe și cu ăsta... Deci, 3 abține. Restul cam. Doamne, da. Și domnul...
Votul 3, da? Da. Votul 3, 4, sau 5, 3. 5, 5, 5. Alegerea președinței. Alegerea președinței. Până în punctul 1. Așa, punctul 3. Proiectul hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local pentru luna lui iulie, august și septembrie 2022. Da, așa cum ați stabilit în cadrul regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, din 3 în 3 luni se alege un nou președinte în ordine alfabetică. Da. Următorul de pe listă ar fi domnul Gheorgheaș Vasilită pentru următoarele 3 luni. Nu m-a dat cum vrea, bineînțeles. La punctul 4 avem divers. Cine are probleme, se fac. Da. Domnul. Am ceva de informat. La pod acolo, DNS, în asfalt, a apărut un crater chiar destul de mare. Pe dreapta, cum treci podul încoace. La Nelu, în poartă, acolo, reptulând o casetă de aia de apă. Și cineva trecea pe jos, trecea o mașină, s-a împiedicat strada să nu se mai ridice acolo. Apa nu vine, în felul o să trimitem mai... Da, sau cel puțin să se repară, pus ceva de ocolim, cel puțin, da, da, da. Da, da, da. E da, pus acolo. Ținem până la Dineț, la Dineț, la Pepă acolo. Ah. În zona Pepului. Da, da, s-a lăsat de mult timp de două zile de la tirurile astea grele, s-a lăsat tare de tot. Da, nu știu. Și la un metru și ceva... N-am trecut azele astea. O să trimitem din domnul Tufane cu un buldos de remediază. O să fie atent azi. Nu mă trezesc cu mașina. Nu am dat-o. Domnul Tufane, vreau să mai spune dacă aveți cunoștințe. Pe strada Nigel, da, stau vreo 10 familii sau sunt 10 terenuri donate sau date de către primărie. Da. Așa. Oamenii ăia au curent. Casele alea au fost un plan de urbanism zonal făcut prin 2000, când s-a extins cu locuințele în zona Negel, acolo unde spuneți. Și nu numai acolo, e și la fundul voie aceeași soluție, ci am putut face noi, am făcut drumul. Și aducțiunea de apă și-a făcut-o fiecare prin ei, care sunt spate în spate cu părinții, majoritatea de acolo, sau au trecut prin grădină rotabilă, mai greu e cu curent electric, ca să fim realiști. Că la apă s-au cam descurcat, au și pentru irigație, au tras apă din sistem de irigație. La curentul electric, câte intervenții au fost acolo, le-am dat autorizație la majoritatea care au avut case făcute, am mers cu ele la Ion, la Delgaz Gric, și le se spune că au distanță peste un kilometru de la punctul de transformare și ultimul stâmp fiind la Mărădoie Costic acolo. După ultimele legi a Ionului, a Delgaz Gric, nu dă voie decât 100 de metri de la stâlp, până la, de la ultimul stâlp care îl au ei în rețea, 100 de metri cu tot cu înălțimea stâlpului. Deci mai scade în 10 metri stâlpul, rămâne 90 de metri și iau cu de 500-700 de metri. Și la fundul băiei și la pe aceeași păsitoare. Deci, singura soluție care ar fi pentru toate cazurile astea, mai e la motocă, extindere, mai e care sunt casă și nu au curent electric, ar trebui să facem o extindere de rețea, prin care noi ne am putea recupera banii în 5 ani. De la Ion. Dar, în schimb, acolo punctele alea care au pistă într-un metru de la transformator, trebuie punct extindere cu transformator, cu alimentare din linia mare de 20.000. Toată chestiunea asta, pe toate extinderile, plus la Soci, pe la Țigan, pe acolo, pe lângă, cum spune, la... mă rog, paralel cu drumul care l-am făcut, l-a asfaltat acolo, la Bălbănești, cum spunem noi, da. Și mai sunt pe Arcea, sunt câteva puncte care ar trebui extinse legal și asta. Să facem un proiect care ar costa bani foarte mulți, ceea ce până acum nu i-am avut. Intenționăm să, următoarele luni, să căutăm o firmă, să vină să ne facă o evaluare, vinem în Consiliul Local să vească oamenii. 2-3 milioane de lei, 20-30 de miliarde, da, dar trebuie să iai. Legea... Trebuie să iei, da, să vă mai spun, legea există, dar vă spun că sunt foarte multe piedici.
Deci să vă spun de ce ar trebui să consumim Consiliul Local banii de aici încolo, ca să, să ne iluminăm un pic cam cum stăm. Deci tot ce ține de EON au niște contractări și niște clauze contractuale foarte bine prevăzute în favoarea lor. De exemplu, eu am mers eu personal cu fiecare, cu echipa la fiecare stație de pompare a apei pe canalizare. Cele care depășesc 5 kW și avem numai 4 care nu depășesc, din capătul coloanei din nord aici, aia de la domnul Țoc, de la Brățoi, cum spunem noi, de la Florin Poancă și mai una în capătul Pâncestului, care le leagă direct de la rețea. Restul sunt colegat din transformator. Și restul 5 stații colegate din transformator ne costă în jur la 500, care ATR-urile sunt făcute. Deci oricum vineam la diverse explicații astea. Ne costă circa 2 miliarde în bani vechi, 200 de mii, 250 de mii de lei, bani care trebuie să-i dăm noi. Că ei spun că ne recuperăm, în 5 ani ne recuperăm, dar trebuie să-i avem să-i dăm. Plus, în afară de distanțele astea, sunt transformatoare la DNS, de exemplu, la doamna Apostol Cornel acolo. Transformatorul e mic și trebuie o întărire, care costă așa ce e vreo 50-60 de mii, 70 de mii de lei, spune, dar asta numai costul lucrării, fără proiectare, fără toate celălalt. Și spune la fel, întărirea aia la transformator, adică să vină cu alt transformator de putere mai mare, ar fi sarcina ionului. Și o zic, domnul, noi vă facem, dar când o să avem bani, într-un an, doi, când o facem bloc. Da, aveți posibilitatea să o faceți dumneavoastră să vă recuperați bani în 3 ani sau din cea cât vrea. Și a zis, doi, e adevărat ce spuneți, că eu nu le pot face pe ăsta care este strict în sarcina OAT-ului, le fac și pe Adelgazului. Ei spun că da, dar să vezi, noi de unde îi punem. Deci nu sunt lucruri ușoare. De exemplu, ca să trecem așa în revistă, să vă dați seama cam ce ar trebui să facem bugetul anului 2023. De exemplu, am fost selectați printre alte 60-70 de comuni cu gazul metan. Ne-a venit o clarificare de la Ministerul Dezvoltării prin care am ajuns în trecut de litera L cu clarificare, ce trebuie. Și acolo spune așa, pentru unde, pot să aduc documentați să vă citesc, dar vă dau în mare să vă schițați-o, că o să vinem la aprobare în Consiliul Local. Spune așa, toate străduțele pe unii trece gaz metan să aibă cărți funciare. Am adus un specialist, fă calcul, să vină că trebuie 80 de mii, 1 miliard în bani vechi numai la intabulări. Proiectul tehnic de execuție, contractul furnizor de gaz metan și toate astea trebuie să contractate, ne cer contracte la București ca să semnăm noi contractarea mare. Bun. Acum am vorbit cu proiectanți, cu consultanți care am avut în zonă, dar astea nu sume intabulări și astea e treaba primăriei, deci nu sume eligibile, deci nu se contează nimeni că ți-ai intabulat tu drumul, ce ai eu. Dar proiectul de tehnic de execuție, DTO-ul, astea sunt sume eligibile. Și am zis, nu sunt eligibile, nu vă luați banii din proiect, ca să, domnule, noi am semnat contractarea, ce v-am făcut, pe ce v-am luat bani până acum? V-am făcut treaba, de aici încolo, noi dacă avem 20 de proiecte care intră acum, noi nu putem aștepta, până la 2 ani durează toate chestia asta, cu avizări, cu proiectare, tehnic, cu toate astea. Și noi nu putem aștepta un an, 2 ani, acum nu spunem nici să ne dați toți banii, dar trebuie să prevedeți pe bugetul 2023 un anumit procent. Procentul nu știi cât și înțelegi să ajunge ADI-ul ăsta, astea 3 comuni. Și sunt convins că o să trebuiască să direcționăm majoritatea sumelor pe 2023 spre proiectul cu gaz metan, dacă vreți să-l implementăm. Dacă vreți, că cei care scrie clar la notificarea de la Ministerul Dezvoltării, după ultima literă L sau nu știu care era la clarificare, cei care în timp de 2 ani de zile nu ajung la toate, dar ăsta durează, că se contractează, se licitație, de exemplu, proiectul tehnic de execuție. Nu e prin creditare direct, e prin licitație publică, durează jumătate de an, 7 luni, 8 luni. Multe chestii, contractul cu furnizorii, la fel, nu poți să alegem noi un furnizor de gaz metan, o scoate la licitație și cei care o să facă mentenanță, la fel, o să faci prin licitație publică, prin scriere. Noi nu dat 2 ani de zile, dar cei care în timp de 2 ani de zile nu ajung la soluționarea tuturor contractelor, clarificărilor astea cu contracte, cu intabulări, cu tot ce-o cerut acolo, pierde finanțarea. Deci e declarat neeligibil. Și dacă noi ne apucăm să zicem de treabă și facem intabulări, alea rămân. Ai proiect, nu ai, poate mai faci alt proiect, dar
intabulat trebuie intabulat, tot domeniul public al comunii, nu e obligat. Dar să zicem, contractăm proiectul tehnic de execuție sau contractăm furnizarea sau altceva și nu scoatem la capăt, pierdem bani. Și am, îi pierdem și pe ăștia care i-am dat până acum. Deci noi am mai alocat niște sume acolo. Deci de asta trebuie să ne gândim bine. Eu am solicitat proiectanții, consultanții să vină să facem o ședință pe ADI, că suntem trei comuni și comunile, fiecare comună să vină cu domnul secretar de pe raza OAT-urilor, cu contabile și să o să chemăm și televiziunea să filmeze și să avem un stenogram acolo. Facem proces verbal și o ducem cu acel local în discuție. Dacă stabilesc că putem mergem mai departe, mergem, dacă credeți că... Și am înțeles de la una la alta că am fost răspuns cu zonele cu puzurile. Noi acum suntem cu Pugul în lucru, chiar ieri am luat un aviz de la Direcția Agricolă, că am introdus în planul de urbanism general 37 de hectare de teren, printre care intră și puzurile astea două. Că astea erau în afara Pugului și acum, extinzând Pugul, le-am prins și pe ele și o să vină mai ușor să, că la proiect, la toate avizări, ne cere. Că investiția e în Pug, că nu e în extravilan, că în extravilan nu poți face extinderi de... Și acum am extins toate porțiunile astea, pe unde mai sunt casa, am prins inclusiv pe Valea Lazar, unde are Gheorghe Suflețău, cele mai are acolo, Ganus, cele mai... Toate, eu ne-am crezut că se mai pot face casa, mai extins și la Dieneț acolo, spre pot la Marvila, când mi-a permis legea. Deci am mai extins toate. După ce o să fie avizat nou Pug, și sperăm că în câteva luni, că suntem pe prelungire, o să-l avizeze, dăm drumul la proiect. Bine, până atunci o să căutăm să ne fac un studiu preliminar și ca toată lumea să beneficieze de curent de Dieneția, că e foarte adevărat ce spuneți, că și nu numai în zona aia, până acum se alimentau, fără curent nu stai niciodată, se alimentau 4-5 de la celălalt cetățean. Acum cresc cu prețul la curent, ăla nu se mai încadrează în bonificația aia, de ea mai mult bani, se ceartă. Eu știu discuțiile din teritoriul și bine ca fiecare cetățean să aibă contorizarea lui proprie și... Da, sperăm că găsim soluții să rezolvăm și... Experiența cetățenilor de 16 ani, 20 de ani, că nu se făcea de atunci, poate era mai ușor. Da, cam asta e. Ai vrea cineva să scrie? La diverse, cu apa. Acum că știți că zici că foarte ușor parte de consilier, că n-ați votat. Dar știți cât persoane și locatari vor renunța la fântâni? Sunt așa de acolo, pe strada principală la Petrești, începând. Era la Vraghi, nu mai este. Era la Vichiu, nu mai este. La Tecuceanu, nu mai este. La Sturzu, nu mai este. Toată lumea s-a lăsat pe bază la apă. Acum, dacă le oprim apa, ce face oameni? Nu era vorba de oprim. Nu era vorba de oprim. Chiar vă rog să nu uitați. La următoarea ședință vreau să ne prezentați. O să cineva să oprească apă? S-au greșit foarte mult, nu s-au pus apometri la intrare în curte. Aia a fost cea mai mare greșeală. Cea mai mare greșeală. Să-mi spuneți unul de când sunt eu primar, că eu și-o pus apometri. Aici și apometri la 7 metri în curte, sau 10. Eu l-am chiar legat. Nici nu dădea, trebuia să-mi dea voie. Nu duci, domnule, nu duci bazinul mai mult de la limite cu gardul. Dar dacă are apometru în curte, un siciliu bine pus la punct și bine... organizată și la apartamente sunt apometrile în casă. Da, da. Vede pe sigiliul rupt. Cu feon pe el, dă de noi, noi dacă ai rupt sigiliul din clauza ta, e deranjat. Feonul tot de clas, până nu mai ești. Ai rupt plătești 10 metri pe geam. Liber. Vezi, vezi, ne-am cumpărat, am luat 1000 de sigilii, am mai dat și pe cele 1000 de lei. Nu, mai pus, cum e să verificat, da, se verifică. Poți să
de la apartament, dacă intervin luna asta să declar să plătesc pentru câte ai plată, luna care vine, plătești tot și pierde fiscalul efectiv. Ce are ăsta în curte? Vreau să vă informez că în scurt timp ne apucăm și o să avem de lucru și la sistemul de apă, care deja avem conducta montată și pe Pânceș și Dieneț. Am avut discuții cu cetățenii și e adevărat că n-ajunge apa pe dealuri pe care au păzit mai sus. Și atunci o să legăm de la sistemul de la sondă, tot motocul, o să legăm Marea Americică, direct acolo. Stația o să fie avizată de SF, de la sondă de aici. Și atunci o să crească presiunea pe restul. Dacă luăm din 800 de abonați cât îți pâncești, luăm 250-300 și mutăm pe sistemul nou de apă, o să crească presiunea. Da, domnul primar, presiunea, dar vorba este cum e să banii la plată, aici e treaba. Da, domnul, o să fac un calcul, o să vedem. Dacă nu facem o comisie și o mai luăm pe casă, o să verificăm, să vedem dacă într-adevăr... Aici trebuie lucrat la partea de parte, trebuie lucrat la partea de parte, trebuie lucrat. Exact, și luat fiecare parte. Acum nu este apă, nu este apă, nu? S-o terminat. Nu consum, nu plătesc, nu este apă. Da, exact, ce nu consum, nu plătesc. Nu se vindiți la șantele ea. Indiferent de situație. Consumul e același. Acum, dacă nu e apă, nu e șantele ei sau nu. Deci dacă nu se fără cu 7 lei apă, să fie la tot. Pentru că o grămâiesc mai bine. Eu inclusiv eu vă aduc lista că am plătit când am mutat 1000 și ceva de lei apă. Și am mutat niște straturi pe acolo, alea s-au mai mărat, s-au străcat și mai degrabă îmi cumpăram. Poate atunci îmi permiteam să mai las să curg apa. Acum la 7 lei ești mai atent, ud mai atent dacă ud 3 roșii. Fiecare udăm 2-3 roșii acasă. Dar la ce suprafață ați dat 1000 de lei? La idee și 5-7 ani. 5-7 ani și care are altul 10 ani în solar. Asta și dă numai 1000 sau dă numai 100 de lei? Și dă numai 100 de lei? Deci eu vă spun că în afară ud, eu știu, 2 metri cub de apă pe lună, numai la baie consum circa 150-200 de lei pe lună. Cu restul, ce mai dăm pe la păsări, la porci, la astea? Da, meditează la mine, de exemplu, eu am peste 2000 de lei. Peste 2000 de lei am. Aveați și magazinul și asta. Păi, dar nu a fost magazinul meu, domnule. Nu, acum nu s-a pândit. Da, dar ți-ai plătit. Punem apă în vin? Da. Problema e ca să, eu nu zic să vedem, să vedem la cei din jur sau, dar problema apei la ora actuală nu e o problemă națională, e chiar una mondială, ați văzut la televizor, sacă lacurile, vântânile, se scade pânza freatică peste tot, deci noi, cum a spus domnul consilier, avem să fim mulțumiți că avem de unde scoate. Și 7 lei o sticlă jumătate de litru de apă. Domnul primar, nu s-o înțeles. Da. De exemplu, noi vrem... mărim la 7 lei, domnul primar, da. Mărim la 7 lei apă, da? O să plătim tot noi, care am plătit până acum, iar eu platici care nu plătim până acum, dar nu au de unde. Nu au de unde. Totul plătești. Da, dar trebuie să-i depistăm. Și dumneavoastră sunteți consilier. Tu spune, fără dar în secret, bă, pe X, Y, cu vecin, cu mine, ud în continuu și el... Dar nu are de unde să ne dea. Nu are bani. Nu, dacă cel care nu plătește, cum spune domnul Zan, dacă el rămâne debit aici, în casă noi, la încălzări, la toamnă, tot prindem cumva. Dar cel care nu se contorizează deloc, nu-l prinde niciodată, dacă o fură. Deci dacă o fură, nu-l în casă niciodată. Exact, cei necontorizați. Pentru că restanțieri prea mulți n-avem. N-avem. I-am prins pe la... Anul trecut am scos o listă cu toți cei care erau cu restanță, le-am trimis somația, mai am trimis băieții la poartă, un casat. Sunt puțini, foarte puțini care sunt restanțieri. Cu acte în regulă, cum s-ar spune. Acum, ce să fără și să pierde, să duce... Am auzit că, de exemplu, asta iarnă, la cineva o curs apa, toată iarna, dar am auzit la după, ca să mă îngheță țeapă. S-a plătit-o? Nu cred eu că... Eu nu cred că la perioada se curgă fără să... O izola dacă o plătea. Păi da. Deci nu e. Cel care o lasă să se risipească, vă garantez că nu... Dar e făcut pantoare după... După vederea, după ce vedem... Da, da, o să prezentăm. Au solarii, au comun, nu știu ce, și faci așa, că de cât, vezi cât plătești, iar cine are teren mult, să plătească și bani mult, nu? Dacă plătești puțin, nu înseamnă întrebare. Ceva e neregulă. La ce vorbim, sistem de irigație, nu? Da. Da, păi ați văzut că n-ai interșeniță. Sistem de irigație, nu? Sistem. Pe unde sistem? Da, da, mai sunt care trage din pârâuri, din astea, mai aia n-ai ce faci cu ăla. Nu e cum se fac, curăt. Da, dar nu ai solare și nu știu ce.
Vezi că plătești și aerul. Da, domnul președinte. Nu are solare, gata, nu? Domnul președinte, gata, închidem ședința. Mai este cineva? Declarăm închis ședința. Da, vă mulțumim pentru participare. O zi bună și hidratare de la...